Salut, sunt Vasile Cipcigan. Și eu sunt Alexandra. Suntem la Skirec, suntem aici la gazdele noastre, Kinetic Sport and Medicine, și am venit cu Alexandra la o evaluare posturală, pentru că de aici începe totul, nu, Alexandra? Așa e. De la o evaluare. Vrem un sezon frumos la schi, vrem un sezon sănătos la schi, hai să ne facem o evaluare. Și gazda noastră, Diana, ne-a lăsat în mâinile lui Mihai. Salut, Mihai! Salutare! Salut! Salut, salut! Mihai, ce înseamnă evaluarea posturală? Evaluarea posturală constă în aplicarea unor teste musculo-scheletale, astfel încât să vedem cum se prezintă pacientul din punct de vedere muscular, dacă este pregătit sau nu pentru a depune efortul la care necesită musculatura lui intensitate. Iar în urma consultației, valorii, vom vedea dacă este pregătit sau unde putem noi acționa ca și tonicitate, flexibilitate, mobilitate la nivelul musculaturii, dar și articulațiilor ce implică sporturile respective, și să creăm un program personalizat pentru o cât mai bună evoluție a lui. Alexandra, da. Eu fac, zic, și fac rol de reporter. Zi-mi, ai mai făcut evaluare posturală? Nu, niciodată, de aceea sunt foarte interesată de ce îmi va spune Mihai în urma acestui exercițiu. Bun. Evaluarea, în mod normal, se face un pic mai sumar ca și vestimentație, să spun așa, dar vă voi da câteva detalii sumare de care să ne dăm seama, ca mai departe cine vrea să vină să vadă foarte în detaliu chestii legate de postura fiecăruia, îl aștept în clinică și o să vedem. Bun, Alexandra, acum ne vom urca pe acel podoscop pentru a ne uita la detaliile posturale de la nivelul spatelui tău. O să vreau să ne aplecăm în jos și în față cu mâinile relaxate. Bun, revenim. Ulterior vom vedea și la nivelul zonei toracale cum stăm ca mobilitate. Vreau să-mi țin mâinile încrucișate în X. Și când îți voi spune eu, facem 2-3 rotări stânga-dreapta, fără să compensăm din bazin. Bun. Răsucim dreapta-stânga. Ușor. Încă o dată. Bun. Revenim. Lăsăm mâinile pe lângă corp. Aplicăm capul pe spate. Privirea în față. Vreau să răsucim capul spre partea dreaptă. Revenim. Partea stângă, ridicăm mâinile, coatele îndoite la 90 de grade, menținem poziția aceasta, nu mă lași să apăs în jos, ținem puternic. Foarte important pentru sporturile de iarnă, șoldul, genunchiul, da? Mobilitatea, flexibilitatea la nivelul șoldurilor și genunchiilor. Ce ai aflat după evaluare? Am aflat niște lucruri foarte importante pentru mine, pentru a începe sezonul de schi, cât mai sănătos, și cu siguranță voi lua măsuri. Mihai, am să vin și eu la evaluare, promit. Te rog, dar, te rog. Așa, de încheiere, de ce este importantă evaluarea? Păi, evaluarea este importantă pentru că ne spune punctul A din care plecăm într-o pregătire de schi, astfel încât la momentul necesar pacientul să știe la ce nivel este, cât a progresat și cum poate decurge sezonul de schi, evident. Deci să traduc așa în termen de schiuri, suntem jos la telescaun și începem să urcăm. Când ajungem sus, putem deja să coborâm, nu? Așa e. Evident. Sunt Vasile Cipcigan. Sunt Alexandra. Suntem la Skirec, suntem la Kinetic Sport Medicine și vă urăm un sezon perfect la schi. Fără accidentări.